Știu că Bioptron se folosește cu succes în tratarea rănilor sau arsurilor, tocmai asta ați menționat dumneavoastră, dar pe lângă asta mai știu că este folosit și în afecțiunile reumatologice, tratamentele anti-aging, anti-îmbătrânire, dar și la tratamentele de recuperare a persoanelor care fac sport după un efort prelungit. Ce ne puteți spune despre acest aspect? Da, Bioptron are o plajă de aplicabilitate extrem de largă. Din tot ce ați enumerat dumneavoastră, aș mai adăuga în neonatologie la noul născut, la bebeluș, sunt acele eriteme, zonă, pielea este iritată, roșie, cum se spune în popor, piele opărită. Aplicația de Bioptron duce la o cicatrizare rapidă, se formează un țesut de granulație de bună calitate și apoi o cicatrice de foarte bună calitate și nu rămâne urma. În cazul rănilor, foarte util în accidentele casnice, imposibil în bucătărie să nu ne tăiem. Se aplică imediat Bioptron la distanță de 10 cm și face imediat hemostază, se oprește hemoragia. Am avut această surpriză în cazul a doi pacienți care erau pe tratament anticoagulant și știm că atunci în caz de rănire, de tăietură, hemoragia este destul de greu de oprit. Și cu toate că își pusese un pansament compresiv când au apelat la mine și punând lumina de Bioptron, pur și simplu sub ochii mei se formea cheagul de sânge și s-a oprit hemoragia. Deci cei care au anticoagulante pentru afecțiuni cardiace, e bine să aibă un Bioptron în casă, mai ales bărbații când se bărbieresc, este imposibil să nu se taie. Doamnele, făcând diverse treburi în bucătărie, imposibil să nu se taie. Deci în această situație este foarte bun. Orice fel de arsură, arsură cu lichid, cu gaz, în bucătărie, întotdeauna de aplicat Bioptronul calmează durerea pe primul moment, ar combate edemul și cicatricea va fi de foarte bună calitate și fără urme. La fel în cazul ulceraților, ulcerele varicoase sau ulcerele în cazul pacienților cu diabet. Face, spuneam, pentru că mobilizează factorii de cei care curăță leziunea respectivă, cei care generează cicatrizarea, deci testul de granulație, stimulează procesul de fagocitoză, bactericide, deci ca să nu se suprainfecteze leziunea, să se formeze celule de epitelizare de bună calitate, keratocitele iar stimulează formarea lor fibroblaștilor care îmi generează ulterior fibrele de colagen și elastină. Toate acestea duc la să formeze o cicatrice bună. De asemenea, recomand în orice plagă postoperatorie să se aplice și Bioptronul pentru că cicatricea va fi mult mai fină, mult mai frumoasă și cu timpul va dispărea. Este foarte în anti-aging și în estetică, înainte de a vă spune de anti-aging, se folosește în cazul când persoana face mezoterapie, infiltrații cu botox, cu filere, PRP-ul care este la mare modă. În urma acestor injectări apar zonele inflamate, roșii. Dacă se aplică Bioptronul, întotdeauna aceste zone sunt calmate și evoluția este mult mai rapidă. Mi-ați spus de expunerea la soare anti-aging. Știm foarte bine, persoanele care se expun foarte mult la soare au o piele bronzată, dar mult mai îmbătrânită, mult mai ridată, urmează acea elastoză. E, folosirea luminii Bioptron, pentru că îmi stimulează formarea de, îmi hidratează, în primul rând, mai ales dacă folosesc și oxyspray-ul, care este o apă sterilă, naturală, îmbogățită în oxigen, îmi hidratează pielea, îmi combate această deshidratare a pielii, îmi formează fibrele de colagen și de elastină și îmi compactează stratul între epiderm și derm, ceea ce conferă o mai mare fermitate pielii, dă o luminozitate mult mai bună pentru că acționează și asupra melanocitelor care dau pigmentul pielii, combate hipersecreția de sebum prin acțiunea asupra fibroblaștilor, în combat ridurile, deci sunt numai efecte benefice. Și nu în ultimul rând, m-ați întrebat de afecțiunile articulare.
în cadrul reumatismelor sau post-traumatice, în caz de lovitură, contuzie, tăietură, entorsă, luxație. Întotdeauna aceste leziuni, aceste traumatisme sunt însoțite de durere, edem și proces inflamator, pentru că procesul inflamator este cel care stă la baza regenerării, vindecării. Da? Utilizând lumina Bioptron, spuneam că procesul inflamator este mult ameliorat, se combate durerea, neurosensibilitatea periferică, astfel încât durerile articulare, contracturile musculare, prin componenta de infraroșu, are acțiune de vazodilatație și în felul acesta îmi și relaxează musculatura și îmi face și un fenomen de washout, adică să îndepărtez produsii toxici care rezultă în urma proceselor metabolice și să aduc un sânge proaspăt, încărcat cu oxigen, cu aminoacizi, cu proteine, care să îmi susțină procesul de regenerare, de vindecare. În reumatism... lucru benefic, mă scuzați că mă duc, lucru benefic pentru cei care fac sport. Lucru benefic pentru cei care fac sport, care sunt supuși riscului accidentării, iar a persoanele care au afecțiuni articulare, reumatismul de vârstă, degenerativ, dar și reumatismul inflamator, cum este artrita reumatoidă, spondiloartropatiile seronegative, în care fac parte spondilita, artrita psoriazică, artrite reactive și multe alte entități și în cazul acestora aplicația de Bioptron calmează durerea. Aplicația se face întotdeauna la o distanță de 10 cm. Timpul de aplicație este 8-10 minute, chiar până al maxim 12 minute. Este facil de aplicat și iarăși trebuie rău să punctez pe o mare avantaj al acestui echipament. Știți că în fizioterapie nu toate procedurile din fizioterapie pot fi aplicate în caz de implant metalic. Tijă, șurub, placă sau caz de proteză. De asemenea, fizioterapia, procedurile de electroterapie nu pot fi folosite în cazul pacienților care au stimulator cardiac, pacemaker cardiac. Chiar aceștia nici nu pot să intre în sectorul de electroterapie. De ce? Pentru ca să nu există o interferență între undele electromagnetice și care să poată să modifice ritmul de stimulare cardiacă. Bioptronul poate fi folosit în toate aceste cazuri fără niciun fel de risc, fără niciun fel de problemă. Deci chiar dacă există implant metalic, o tijă metalică, chiar dacă este purtător de pacemaker, se poate folosi Bioptronul fără niciun fel de risc. Fapt, asta este o altă caracteristică, nu are efecte secundare și nu are contraindicații. Lucrul acesta este certificat, este foarte important, pentru că, vă spuneam, este o tehnologie veche. Nu este o invenție nouă terapia prin lumină. Dacă e să facem puțin istoric, se forma și egiptenii, și arabii, și romanii, și grecii foloseau. Dar în 1903 s-a acordat premiul Nobel lui Niels Finsen pentru utilizarea în medicină a luminii. Dar, ca toate echipamentele medicale, ele trebuie să fie supravegheate și trebuie să fie certificate. Ori acest echipament are toate certificatele de calitate și managementul calității, care sunt periodic reînnoite și în medicină știm foarte bine că ceea ce este aprobat de FDA, Food and Drug Administration, în Statele Unite, înseamnă că este un produs sigur, cert. Ori Bioptronul este aprobat și de FDA. Cum ne ferim atunci de așa numitele produse minune care folosesc de fapt lumină LED sub eticheta unor dispozitive medicale? Cum ne dăm seama că... Da, terapia cu lumină nu este numai lumină, terapia cu lumină polarizată de tip Bioptron. Tot în terapia cu lumină intră și terapia laser, intră terapia cu diode, intră terapia cu ultraviolete, cu lumină LED, cu lămpi diacronice sau care folosesc lumină pur. Dar există niște diferențieri între toate aceste tipuri de terapii și de aceste echipamente. Este foarte adevărat că și la mașini, și în cosmetice, și în or, mai ales în lumea modei, da, apare produsul original și după care apar tot felul de fake-uri și care încântă clientul cu prețul mult mai mic. Ori prețul mare
presupune ceva, presupune ani de cercetare, de studii clinice, de studii în laborator, care nu pot să fie ieftine. Și tocmai acestea certifică calitatea produsului respectiv. Este valabil numai pentru Bioptron, pentru medicamente, pentru absolut orice. Cum spuneam înainte, spre deosebire de alte produse, Bioptronul nu are componenta razelor ultraviolete. E un lucru foarte important. Are polarizare foarte bună, 95%, care conferă o penetrabilitate mult mai bună. Toate aceste certificări, orice client trebuie să le ceară de la distribuitor, da? Dacă are certificări europene, dacă are ISO, când a fost reînnoit ISO, da? Pentru că există o reînnoire periodică, dacă are certificări DECRA, dacă are certificarea Comisiei Medicale Europene, dacă eventual are certificare FDA în Statele Unite. Deci toate aceste certificări trebuie cerute și trebuie atent analizate, nu citit pe loc și da, ok, da, ci după aceea trebuie să te interesezi, să citești pe net și ceea ce noi, eu aș recomanda de a te informa și atunci pot să vă dau și două numere de telefon unde clienții se pot informa la 021 30 20 499 sau 021 30 20 406. Aici pot afla aici pot afla eventual dacă echipamentul respectiv este un echipament Bioptron adevărat, dacă este într-adevăr eficient, dacă are riscuri sau nu are riscuri, și dacă poate fi alte informații. Și alte informații și dacă într-adevăr este certificat ca dispozitiv medical.